Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina! Bine v-am regăsit! Începem cu o veste tristă pentru politica suceveană, dar și pentru cei care l-au cunoscut pe domnul Mihai Grozavu. A fost cel mai longeviv consilier județean în Consiliul Județean Suceava din 1992 și până în 2020. A fost și vicepreședinte al Consiliului Județean, o lungă două reprize, total o lungă durată de timp. Da, am zis că 16 ani, o las așa cu 16 ani. Și inclusiv subprefect de Suceava. Da, am uitat că a fost prefect. Dar el mai mult cunoscut ca vicepreședinte al Consiliului Județean, el a lucrat foarte mult cu Gabriel Mârza. Gabriel Mârza președinte, el era vicepreședinte. Dumnezeu să-l odihnească și condoleanțe familiei. Înțeleg că avea diabet și mai făcuse o complicație cu o boală ticăloasă. Și... Na, 77 de ani. Era un personaj... Retras în ultimii 2 ani din peisajul politic. Da, dar e și o vârstă. Și la 75 de ani, dacă stai să socotești. Da. Bine că în Statele Unite președintele are chitare, dar... Păi cam tot special. Așa. E un caz pe... Bă, are 80, cred că, nu? A avut relații și bune și mai puțin bune. În general, domnul Grozav era o persoană discretă, așa, nu se băga în față, nu era cu... Dar când simțea nevoia, se exprima în Consiliul Județean. Da, se exprima. Nu, dar n-am zis, asta nu înseamnă că stea cu limba în gură sau se dădea la o parte, nu. Dar n-a fost o persoană conflictuală, să spui că să se fi luat cu lumea. Au mai fost mici, hriel, na, ca în politică, că în politică nu poți să... Stai numai să fii numai zâmbe și numai mătase și numai pluș. Dar e un personaj care a marcat viața județului Suceava, fiind atâția ani în funcție de conducere și era normal să dăm această știre și să facem un scurt comentariu pentru că a fost cineva în județul ăsta. Dumnezeu să-l odihnească și condoleanțe familiei. Aproape 8500 de persoane reprezintă lumea care a fost la târg. Da, la Târgul Meșterilor Populari. Cam din toată țara, că am vorbit cu Emil Ursu și el știa de la Cătălin Scărlătescu, că el, când intra în contact cu oamenii, de unde sunteți? Da. Din toată țara, Brașov, din București, din Alba Iulia, nu știu, și mulți din diaspora, mulți români veniți acasă în vacanță. Eu am trecut pe acolo și ce am observat așa, mai pe toți, pe lângă care am trecut, i-am auzit dorind să facă fotografii cu Cătălin Scărlătescu. Nu cu Emil Ursu. Nu cu Emil Ursu. Și nu să neapărat să mai erau unii care căutau jetoane, pentru că eu am fost duminică și a plouat și nu erau siguri dacă mai vin să mai deschidă. Dacă ar fi plouat tare în continuare, n-ar mai fi deschis acolo. Dar lumea între și copiii, dar și cei mai... Pentru că nu e doar un târg al meșterilor populari, e un târg unde poți să și deguști din produsele. Da, erau tot felul de meșteri populare, cu artizani, de ceramică, colecționari, Harghita, nu știu, de mai multe zone ale țării. Pe lângă asta, cei care colecționează cărți, viniluri, obiecte de bijuterie. Era o diversitate de produse, dar eu consider că punctul central, punctul de atracție principal a fost Cătălin Scărlătescu pentru care priză. Eu nu mă uit la emisiuni din astea. Absolut deloc. Ele reprezintă, dar nu numai un culinare, punct mare de interes. Ordinar, să nu mă uit la absolut nicio emisiune, dar știu ce este Cătălin Scărlătescu, că m-am mai uitat și eu, dar nu sunt sărbatic, dar e un tip carismatic și are priză. Și copiii strigau după el. Dar chestiunea care am auzit așa, lumea nu este civilizată. Sunt foarte mulți neciopliți, oameni lipsiți de educație elementară. Faptul că tu l-ai văzut pe Cătălin Scărlătescu la televizor într-o emisiune din asta de în care joacă un rol. Da, de divertisment. E mai cu râs, mai cu așa. Nu-ți permiți, adică nu trebuie să-ți permiți, te comporți ca și cum te-ai cunoaște. N-ai fost la băut cu el, n-ai fost la școală cu el, n-ați făcut armata împreună, n-ați fost la școală împreună, n-ați împărțit prieteniile. Erau niște cetățeni acolo, se comportau de ca și cum l-ar fi cunoscut pe Cătălin Scărlătescu de nu știu când și el era obligat să lase totul baltă să se fotografieze cu ei. Bă, niște oameni minim bun simț îți trebuie pentru asta, nu trebuie în orice școală.
Adică, domne, eu un om care are o carieră, este foarte cunoscut, ok, mergi, faci-o, dar și modul cum te adresezi, dacă vezi că omul are treabă, că el n-a venit numai să pozeze cu tine, a venit să facă mâncare, de-aia l-a chemat, nu, că nu-i urs. Dacă era urs, l-a ducea pe Moș Martin, dacă și era nevoie de urs. Și nici pe plajă nu da. Era să faci poze cu măimuța. Dar nu, dar așa ai așa o mâhnire. Când vezi cât de neciopliți sunt unii. Și nu și, doar locali, ci pe... pentru că ai spus că erau da, din toată țara veniți. Cred că erau de coborâți, de la munte atunci. Dar ce mai vreau să spun cu chestiunea asta, cu Cătălin Scărlătescu? Trebuie să fie un minim respect între doi oameni. Nu vă cunoașteți, vă cunoașteți atunci. Așteaptă, întreb, când se poate, nu... Gata, l-ai văzut la televizor, gata, e amic cu tine sau ce cu asta. Dar pun și pe el într-o situație neplăcută. Că... Aceea de a refuza păi să nu, facă nu, o fotografie nu refuz cu unii. Omul, dar zice, dom'le, dar stai, mai așteaptă. Dar vin unii agresivi. După aia vin oamenii și zic, se uite mă la bună... figurantul ăsta. Asta odată și apoi că dacă neglijează mâncarea, a, dar mâncare da, din asta faci da, tu aici. Da, toți așa și dacă întreba, dar tu ce știi să faci? Ce faci? Ce ai făcut tu în viața? Zici ceva ce ai făcut. Ai dat măcar un gol în curtea școlii, un meci când erai elev, măcar atât ai făcut, măcar atât în viața ta? Da. Au dat goluri, au dat goluri de au ajuns campioni europeni. Bun, acum universitarii Suceveni. Echipei de handbal astăzi. Este pentru a doua oară când echipa da, Universității Ștefan cel Mare, sigur formată din jucători profesioniști de handbal, dar este echipa Universității, este, da, câștigă o competiție europeană. Universitară, da. E de apreciat. Astăzi a fost festivitatea de premiere, 20.000 de euro de universitatea. Primarul, am vorbit ieri cu el la telefon, a zis că, oricum, discutase cu Valentin Popa de acum o lună, că i-a spus că mai trebuie niște bani la club și a zis că primăria dă cât e nevoie. Bun, asta nu înseamnă că dă 10 milioane de euro. Din alea 2 milioane și jumate de lei alocate, 2 milioane deja au fost decontate și a zis că mai dă bani la echipă. E de apreciat, e de felicitat. M-am uitat la finală, era un comentator foarte comic, cred că e student acolo la Loț. Suceava, Universitatea Ștefan cel Mare, dar habar n-avea handbal. El nu știa să spună, deci era ori băiatul lui Ivan Gvozdenovici, ăsta de a fost Pușpres, ci că de a fost antrenor național. Pușpres and go. Pentru că el zicea că numai zicea Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, Universitatea Granada, Spania, stânga, dreapta. Spunea scorul, stânga, dreapta. Deci ce înseamnă nici... stânga, dreapta? Nu. Cine atacă în momentul respectiv? Nu, că merge mingea, pasează în stânga, pasează în dreapta. Aha. Am zis, am dat o glumă ceva de genul, hai că poate se uite și părinții și prietenii lor din Spania, din Suceava și... Dar rest, dar nu știa nimic legat de hamba, n-avea nicio treabă. Era acolo să să vorbească cu cineva. Să nu se audă doar cineva, atmosfera dar din sală. Student din campus de acolo. Și da, felicitări, dar așa cum ai spus tu, ar fi fost mai mare râsul să nu iei. Eu am văzut și finala cu băieții. Eu nu știu din ce e, no, sunt compuse celelalte echipe, că poate că au deci și jucători profesioniști. Eu am văzut finala. Din moment ce oamenii au ajuns în finală, înseamnă că erau cei mai buni dintre ei pe care i-am întâlnit. Și mai bun decât aia din Cehia și din Israel și cu care au mai jucat ei. Adică se vedea diferență între ai noștri și ai lor. Ca tehnică, mișcare, adică se vedea că sunt oameni care sunt antrenați și au niște și idei de joc. Sunt zimbri, Sorine, da, cum vrei să fie? Băieții erau la facultate, de acolo, erau niște băieți. Și ar fi fost culmea să nu ia. Dar da, se putea, orice se poate întâmpla în bun, sport, ce, nu? Până la urmă, tabela arată rezultatul. Mingea e rotundă și la handball. Așa e. Și da, vor primi 20.000 de euro la nivel de echipă din partea Universității Ștefan cel Mare, da? Ștefan cel Mare, Suceava. Iar Aisea Prisecariu... O fată care chiar merită felicitări. Este performa lotului național de natație al României la această competiție, patru medale, două pe persoană fizică și două la, pe echipe. Eu de fată, fetița asta am auzit acum, mai în ultima vreme, că nu sunt de când a de participat la europenele de la Otopeni. Da. Și e de apreciat, ar trebui și ea băgat în seamă cei de la Fălticeni și chiar cei de la județ, pentru că e o performanță mare. Și ar trebui... Că mâine, poimine îți pleacă la un club. Dar nu de asta. Dacă nu știi soția dar trebuie aici, fata, domnișoara, adolescenta, trebuie să vadă că munca este apreciată.
știi, ca să-i mai dea așa un avânt. Adică ar trebui și școala unde este ea, și primăria Fălticeni, și Consiliul Județean, că pe băieții la handbal tot îi laudă lumea, îi premiază, le dă bani. Dar și performanțele pe care le-a făcut domnișoara sunt cel puțin egale, nu? Vorbim tot despre un festival european al sportului. Bun, n-a luat aur. Da, a luat. Dar are 14 ani. 15, da. Deci ar trebui și să se bucure de apreciere și de premii, măcar ca băieții de la handbal. Și în fine, astăzi avem o paletă foarte diversă de sporturi, nu toate cu balonul, dar ne întoarcem la un sport cu balonul. E vorba de fotbal, sportul, cum, rege, cum îi se zice? Foresta Suceava a câștigat cu 5-4 amicalul cu Șomus Fălticeni. Da, eu din tot ce am înțeles așa acolo am dat titlul ăsta și s-a bucurat de succeștirea asta. Că dacă dădeai că Foresta a bătut pe Șomus... Și a zis că un elev în clasa 12 la Colegiul Național Petru Rare și a dat Forestei 3 goluri în 4 minute. Tocmai așa a fost. Un băiat care joacă la Șomuz. Da, că pe urmă am întâlnit cu Ovidiu Murariu, care a fost antrenor. Eu mi-am adus aminte de băiatul ăsta pentru că am văzut o fotografie la Ovidiu Murariu. Eu cu Ovidiu Murariu, când eram în Puștani, am jucat fotbal împreună. Ovidiu foarte bun fotbalist, foarte bun. Eu la distanță mare de el. El chiar foarte bun jucător. E profesor la LPS, la liceu cu program sportiv. Și tot vorbeam... Și tu uite ce ai ajuns. Și vorbeam în tribune cu Chiedo, cu Dino Zara. Și bă, cine de golul ăla a fost? Savin. Dar sigur e Savin ăsta? Da, și ce-i cu el? Păi elev la LPS. Zic, bă, mie mi se pare mai matur. Dar aia era și distanță. Bă, ele? Băiatul ăsta e la liceu? Da. Mi se părea mai matur, nu știu de ce. Și când se termină meciul, mă întâlnesc cu Ovidiu Murariu. Ovidiu, băiatul ăla e Savin? Da. Și e la liceu, la voi, la LPS? Nu, e la Petru Rareș. Dar a fost la mine, la echipă, la LPS. Aha. Deci un băiat care e la Petru. Nici măcar nu e la liceu sportiv. Da. Da. Deci care e la Petru. La colegiu. Unul dintre colegiile de Tocilari. A dat 3 goluri Foreste. Deci asta, vine un băiat de la liceu de top, unde nu sunt mai Tocilar. Dar despre Tocilar vorbim altă dată. Da. Da? Unde sunt pretenții mai mari. Băi, și vine un copil la Petru și îți dă 3. Ar fi fost curmea să fie olimpic și la astronomie sau la ceva. Un olimpic la astronomie a dat 3 Foreste. 3, pac, 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 în 4 minute. Dă-o încolo. Cu contribuția unui alt elev, cred că și băiatul ăla de intrat în poartă la noi, repriza a doua, tot elevii, cred că tot 18 ani, era arătat. La care noi? La Fălticeni sau la Suceava? La Suceava, păi juniorul i-a dat goluri unui... Că tot noi suntem și Suceava și Fălticeni. Da, cu un băiat, Smocol, tinerel și el a greșit așa odată, portarul împreună cu Smocol au gafat, dar pe urmă portarul nostru tinerel, a gafat împreună cu Dita mai Hândrălău, cealaltnic din Republica Moldova. Om bătrân, cred că are 80 de ani, nu știu, fundaș de când îl văd. No, dar cred că are 30 de ani, nu știu, sau cât are, dar nu e, oricum nu e copil. Cealaltnic a gafat și împreună și s-a vin 2 goluri pe greșeli și unul un șut foarte frumos. Bun băiat! Deci un băiat de la Suceava face naveta să joace la Fălticeni. E un semn de întrebare asta. Bun, în rest, deci asta așa, în rest, bă, nu vin la meci pe arene, adică la oraș, la Suceava. Că dacă jucam la, și nu vreau să jignesc pe nimeni, la Dărmănești, doamne, poate nu dădea drumul la tabelă sau poate n-au tabelă. Era tabela de marcaj. Scrie, mă, și mie scolo, dă drumul la tabela aia. Ce, faceți cât economie la curent? La alea 3 becuri faceți economie? Pune de drumul la tabelă. Poate că erau câteva becuri arse, câteva leduri din alea arse și nu se mai vedeau cifrele. Avea husa parcă pe aia, trasă husă. Dă drumul la tabela, e meci. Bun, de antrenament, de verificare, de e meci. Și vine omul și se așează în potcoave și nu mai e nimeni. Stă și se uită așa și pe cine se întrebe cât e scorul. Aduc crainicul la stadion. Că zicea unul, doamne, ai amicale de antrenament. Da, doamne, dar dacă ai deschis porțile și ai pus steagurile alea, că se joacă fotbal. Păi steagurile alea se pun, tricolorul și cu steagul ei, se pun în momentul în care e o competiție pe stadion. Deci e... Da, e o... Nu era amicale.
Ad ucrainicul să spună, mai ales acum la început. Ai... Mai cunoști jucători. Păi, da, niște noroc de Kido, că a fost Kido și a vorbit cu Dorin Goian sau cu ceva din stat. Dați-mi și mie echipa, să-i scriu și eu. Dă și mie Kido, să scriu și eu. Acolo. Zim cine intră, cine iese. Stăm așa ca la muți. După aia, nu era un copil de minci. Și cine alerga după? Păi nu, că mai trecea câte ori, mai dea câte ușor, mai stăia prin tribune, mai lungă. Ca la țară era. Pe lângă faptul că stadionul îi arată cum arată, crainic nu, tabelă nu, copiii de minci, ca la țară nu eram, ci că noi suntem municipiul reședință de județ. Ca la fundul curții. Și în felul ăsta cum vrei să atragi copii, da, tineri să vină către echipă? Și mai zic de meci. Bă, prima repriză Cătălino, ai noștri jar mâncau. Vigilie, ce era acolo? Ai noștri făcut... care? Trebuie să clarificăm. Suceava. Suceava. Așa. Au făcut vreo doi otită de la Șomuz Fălticeni. Deci ai noștri de la viteză. Pac, pac, pac. 5-0 era la un dat. Simă, nu se mai opresc ăștia. 5-1 la pauză, repriza a doua au dat 3, a dat băiatul ăsta, 3-5-4. Prima repriză, o echipă avântată, cu idee de joc, cu elan, cu entuziasm, mi-a plăcut. Meciul pe ansamblu a fost unul plăcut. N-a stat nimeni, n-a băgat autobaza în poartă, și Fălticeniu și Suceava au alergat, au tras la poartă, au făcut, deci meciul a fost plăcut. Da, Suceava a arătat diferit repriza a doua când a fost praf, au schimbat 9 jucători. Păi trebuie, praf, de asta înseamnă meci. Da, evident. Amicale, nu, da, de antrenament. Dar de-aia m-am dus la meci ca să... Rodez, vorbe. Da, și ce aveam să spun acum? Da. Nu, că a fost tot... Și Șomuz era praf în prima repriză. Și a făcut schimbări mai bune. Da, deci au... Da, nu știu. Dar repriza întâi a fost a Forestei, clar, și repriza a doua Fălticenului, de nu fapt, chiar atât de clar, dar... A unui jucător de la Fălticeni, care de fapt e Suceavean. Dar și băiatul ăla a avut o echipă, nu? Adică a fost 3-0 repriza a doua. S-a demarcat el mai tare. Da. Dar un meci plăcut, asta vreau să spun, și eu înțeleg că n-are obiectiv Foresta anul ăsta promovarea, dar la ce echipă are, hai să nu ne mai, că doar nu au rămas Cica, Macongo și cu Samson, care sunt de anul trecut și sunt băieți buni. Mă, l-a venit Cerlinca, Cerlinca a fost cel mai slab de la Foresta în prima repriză, nu știu, avea numai figuri în cap. Așa, Căinari, pardon, Cerlinca, Căinari, numai figuri în cap, avem figurile de la Dante Botoșani. Și sunt niște Căinari cu experiență, mai sunt alții care au jucat, nu putem să spunem, ar trebui să atace de anul ăsta, pentru că e un lot bun, chiar bun spre foarte bun. Bine, în repriza a doua, dacă era Macongo de la început, dar i-a împărțit să vadă. Deci eu zic că e echipă, dar ceilalți au niște super valori, hai să fim serioși. Eu zic că anul ăsta trebuie atacat. Sorry, cred că e mai bine să zici că și să te hotărăști pe parcurs, adică, nu? Adică stilul Dan Petrescu. Vai, e greu, vine meciul, avem deplasare, avem de mers 30 de kilometri. Echipa din Andorra e foarte bună. Ce cu din asta? Echipa din Dragoslovești sau cu cine mai jucăm? Ce cu Dan Petrescu numai cu plânsete și cu vaete? Vreți să zici și de centrul de copii și da, m-a sunat ceva. Florin Cristescu, am întâlnit cu Florin la meci, era și Florin Cristescu, el e șeful centrului de copii și junior la Foresta, mi-a zis că nu are copii și junior, că nu, și se face selecție 2011, nu? 2010 până la 2013 inclusiv. 2011, 2012, 2013 selecție 2010, la Foresta. 2010, da, 11, pentru 4 generații, da. Așa. Și m-a rugat Florin să mai anunț. Eu anunț că se fac selecții, dă și numărul de telefon al lui Florin. Al lui personal. Al lui, da. Să nu-l sunați decât în scopul acesta, dacă da, auziți dacă numărul lui de telefon. Dacă aveți copii pe care vreți să-i dați la fotbal, la Forest. 0745-054-015. Eu, așa cu Dorin Goian acolo, cu Gabi Klim, cu Florin Cristescu, eu zic că e o treabă serioasă și ar trebui părinții să aibă încredere să-și ducă acolo copiii. Nu știu exact care sunt condițiile acolo, dar eu cred că sunt condiții mai bune ca în alte părți. Cred, nu știu, o să mă mai întâlnesc cu Florin să-mi spună ce condiții sunt la Foresta, unde se pregătesc copiii, au echipament, au o ciocolată, au, îi de, fac deplasări, nu știu. Eu cred că doar să stai în preajma lui Dorin Goian și tot înveți ceva. Bine, copiii uitându-te la umbra Florin, jucătorilor, da, de la echipa mare, măcar. Anunțul este postat și pe pagina de Facebook ACS Foresta Suceava oficial. Oficial, în cazul în care n-ați reușit să notați numărul de telefon. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi.